Evoluția raionului Taraclia spre un viitor european. O Moldova europeană înseamnă raioane dezvoltate și prospere. În ultimii ani, datorită suportului Uniunii Europene și a partenerilor de dezvoltare, în localitățile din raionul Taraclia au fost investite peste 45 de milioane de lei. Aceste investiții s-au transformat în 10 proiecte deja realizate și altele 5 în curs de implementare. Proiecte care au schimbat spre bine cele 26 de localități din raion. A fost realizat un proiect energetic cu investiții de peste 20 de milioane de lei și alte circa 200 de mii de lei care au fost alocați pentru sistemul de electricitate din Centrul de Sănătate în Cretere. Peste 15 milioane de lei au fost investiți în sistemul medical, bani din care a fost renovat integral spitalul raional și cu care s-au construit 5 centre de sănătate și plasament. Mai mult de 10 milioane de lei au fost investiți în dezvoltarea sistemului educațional din Taraclia. S-a renovat școala de arte, s-au construit 7 stații de distribuție a apei în Universitatea de Stat Grigore Țambal și s-au procurat noi calculatoare în școli. Circa 700 de mii de lei au fost investiți în construcția sistemului de canalizare, stații de alimentare cu apă și s-au implementat proiecte în agricultură. Toate aceste investiții au schimbat spre bine viața oamenilor din raionul Taraclia și ne-au adus încă mai aproape de o Moldovă europeană.